combinația asta de ore cap și ore cur. Vai ce mi-a plăcut mie. Ore cap? Ore, ore cap și aha, ore cur. Ok. Bugetul. Ce înseamnă asta? Bugetarii României. Aha. Ore cur. Câte adică ore stai în cur? Aha. Ok. Ore cap. Toți oamenii care știu să muncească. Câte ore folosești capul? Bugetarii României, mulți din bun, ei, să nu ne băgăm toți, pe toți în găleata aia, nu zis, sunt și bugetari, nu, bugetarii care lucră. Bugetarii de, bugetarii există care excepții, bagă, da. Mă uit la, mă uit la profi, învățători, mă uit la medici, mă uit la medici, da. Eu asta zic, mă uit la niște oameni cu care interacționez și pe care îi vezi cât trag și cât bagă și bagă. Și după aia avem eternele birouri, divizii, secretariate unde trebuie să lucreze. Campionatul național. Soliter, mă. Soliter. Da, campionatul, campionatul unde soliter. Fiecare gagica fiecărui luază atârnache, atârnător la un serviciu de sub bani, eu la ăștia mă refer când le zic bugetari, mă și acolo, nu fac nimic. Dar vor avea întotdeauna un tătuc epoletat care le zice, e la 8 ești aici, la 4 te duci. Ălea-s ore cur. Ăia se duc de la 8 la 4 acolo, dorul, nu fac nimic. Da, da, da. Îi plătim, ling hârtii și le duc. Eternele clipuri pe care le tot fac comedianții, da, 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 ca să pună oglinda statului. Ăla-i ore cur.